Anchetatorii au reținut că la data de 20 aprilie, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, din dispoziția medicului șef de secție, personalul medical din cadrul acestei unități, care își desfășoară activitatea în sectorul suspect COVID, nu a fost echipat corespunzător. Mai exact, asistentele n-ar fi avut acces la combinezoane, așa cum cere ordinul 555/2020, respectiv ordinul 533/2020. În aceste condiții se constată că nu au fost respectate măsurile dispuse în cadrul unității medicale cu privire la reglementările legislative în vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, a circumstanțelor de comitere a faptelor și a stabilirii răspunderii penale a tuturor participanților, urmând ca cercetările să fie extinse și sub aspectul săvârșirii altor infracțiuni și al lămuririi cauzei sub toate aspectele. Menționăm că măsurile dispuse prezintă o etapă a procesului penal care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, a transmis Ruxandra Andreea Georgescu prin procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătoria Suceava. Șeful UPU Suceava, medicul Liviu Cârlan, respinge acuzațiile și spune că toți angajații au avut acces la materiale de protecție. El a declarat că asistentele care au sesizat conducerea spitalului cu privire la acest aspect au primit halate chirurgicale în loc de combinezoane. Asta pe lângă celelalte materiale de protecție, cizme, măști, ochelari. Liviu Cârlan susține că a împărțit materialele ținând cont de un regulament intern semnat de conducerea spitalului pe data de 16 aprilie, în care se arată că personalul medical din zona suspecțiilor de COVID-19 se poate proteja cu halate chirurgicale sau combinezoane.